Haideți să deschidem la Luca, la capitolul 8, și să citim de la versetul 40 și până la finalul capitolului. Deci Luca, la capitolul 8 cu 40. La întoarcere, Isus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al Sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Isus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum Isus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea și cheltuise toată averea cu doctorii fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Isus, în dată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Isus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Dar Isus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăznește fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune, fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Isus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe nici unul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Isus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el că știau că murise, dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, Fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce le întâmplate. Amin. Vă păi invit să reluați locurile. Vă aducem saluturi sfinte, salutări sfinte din partea Bisericii din Albini, în care noi slujim. E cu noi și fratele Nică și fratele Corneliu cu Mirela. Domnul se binecuvintează și pe ei, dar și pe voi, și pe noi, pe toți. Și în seara aceasta suntem aici cu familia întreagă. Ați văzut că și ăsta mic tare activ. Îi plac microfoanele, tare, tare îi plac microfoanele și acasă și găsește câte o baterie și o pune și cântă toată ziua pe limba lui, așa cum știe. Domnul știe ce planuri are să știți cu fiecare dintre copiii noștri. Domnul să binecuvinteze copilașii voștri de aici din Deva și pe ai noștri din Cluj. Amin. Și Domnul să-i ajute și să ne ajute să moștenim împreună cu ei împărăția. Amin. Este aici un text pe care Domnul mi l-a pus pe inimă despre credința care învie sau înviază morții, credința care înviază morții, credința care ridică morții în capul oaselor. Și, bineînțeles, ne referim și la morții din punct de vedere spiritual. Aici ni se arată cel puțin trei pași pe care credința trebuie să-i facă. Fiecare om are o credință. Dar problema este, țin minte că la Esop, la Marele Înțelep din Antichitate, s-au dus odată niște tineri și au zis, pentru că el totdeauna avea replici și chiar din cauza replicilor a și murit, că l-au aruncat în apă niște oameni și l-au înnecat, pentru că avea replici și la tot, 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 ce îi se punea în față. La un moment dat s-au dus la înțeleptul ăsta, ghebos era înțeleptul, arăta cam ciudat, dar era plin de înțelepciune, s-au dus niște tineri și au zis, mergem și îl prindem la colț. Luam o, o vrabie, o pasăre, și o punem în buzunar. Și când ajungem în dreptul lui, îl întrebăm, cum îi vrabia, e moartă sau e vie? Dacă o să zică că e vie, o sugrumăm în buzunar și o arătăm că e moartă. Dacă o să zică că e moartă, o să-i arătăm că e vie. Și oricum, nu o să ne dea replica și o să-l prindem la colț. Și când s-au dus în față la bătrân și l-au întrebat, întrebarea asta, cum e vrabia? E vie sau e moartă? S-a uitat la ei, a zâmbit și a zis, mă băieți, știți cum e? Cum vreți voi? Zice <gântu> așa, -i? cum vreți voi? Știți cum e credința noastră? De multe ori cum vrem noi, să știți. Să știți, era o cântare când eu eram copil și mi-a rămas așa înfiptă în mintea mea. Se tot repeta în cântare asta, că sufletul tău Pot să-l salvez și pot să-l pierzi. Depinde de voința ta. Tot asta se, repe se repeta în cântare. Era o cântare veche. Depinde de voința ta. Și uite că noi putem să avem o credință care ridică morții, care ne poate chiar pe noi ridica din starea de somnolență și de amorțeală. Haideți să ne gândim puțin și să vedem imaginea biblică pe care evangelistul Luca o aduce în fața noastră. Se întoarce Domnul Hristos, bineînțeles din ținutul Gadarei, de unde a lucrat și a făcut o minune mare de eliberare, și un fost demonizat devine mai înțelept decât întregul sat. Satul a ieșit și a zis pleacă de la noi, fostul demonizat a zis rămâi cu noi sau lasă-mă să rămân cu tine. A fost mai înțelept decât tot satul. Pentru că Dumnezeu l-a vindecat și atunci când Dumnezeu te vindecă, acolo pune și înțelepciune, lăudat să fie Domnul. Dar ce s-a întâmplat? Hristos se întoarce și e primit cu bucurie de mulțime. Toți îl așteptau. Și la un moment dat, apare un rabin, mi-l închipui cum arăta, cu o haină lungă, cu o barbă lungă, și aleargă acolo pe țărmul Galilei, pe țărmul acestei mări pitice, o mare mică, poate cea mai mică de pe planetă, de forma unui craniu, așa este Marea Galilei. Și se uită toți uimiți, mirați la omul ăsta. Om bătrân, om înțelept, om care în fața lui puteai să te înclini, să vezi că avea studii speciale, în litera lege, o cunoștea foarte bine. Și merge și nu numai că se înclină, se aruncă la pământ în fața unui tânăr care era de fapt un tâmplar fără școală. Așa îl vedeau unii din vremea aceea. Se aruncă în fața lui pentru că a știut că acesta, acesta are puterea vindecării, are puterea eliberării, are puterea învierii. El era Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și El este și în mijlocul nostru, fraților și surori. Și dacă trebuie să înălțăm ceva în lumea aceasta, noi trebuie să înălțăm numele care e mai presus de orice nume și în fața căruia trebuie să se plece cei din cer de pe pământ și cei de sub pământ și orice limbă să mărturisească înaintea lui Dumnezeu Tatăl pentru slava Lui, că Iisus Hristos este Domnul, lăudat să fie Domnul. Fraților și surori, ar trebui să știți, să avem o revitalizare a predicilor noastre. De multe ori ne legăm de un text și uităm că acolo trebuie să se reflecteze, să se reflecte imaginea lui Hristos, fie că în Vechiul Testament, fie că în Noul Testament. Hristos este cheia Scripturii. Și aici, în întâmplarea asta, pe care o citim cu drag, după 2000 și ceva de ani de la întâmplarea asta, în întâmplarea asta strălucește puterea lui Hristos. Spuneam ca un titlu: Credința care învie, care ridică morții, a avut-o sutașul, dar mai mult decât sutașul, a avut-o Domnul Isus Hristos. El este Martorul Credincios și Adevărat. El este începutul zidirii lui Dumnezeu și în fața lui se aruncă cu fața la pământ acest fruntaș, acest om bătrân și îl cheamă la el acasă. Avea o problemă, avea o criză, avea un necaz, avea ceva și nu putea să rezolve. Și probabil, și cred din toată inima, spunea la un moment dat fratele Vurbrand, că dacă într-o sală sunt 100 de oameni sau 200 de oameni sau 300 de oameni, tot atâtea probleme, cel puțin tot atâtea probleme există în sala aceea, să știți. Fiecare avem probleme în funcție de vârstele noastre, în funcție de temperamentele noastre. Avem probleme și am venit la Hristos ca să ni le rezolve, fraților. Doamne, cercetează-ne. Sunt bătrâni care au probleme și să știți că am întâlnit Zice, nu știu cine să mă ajute să-mi cumpăr medicamentele de la farmacie mâinilor acutare. E o problemă și asta. Sunt bătrâni care spun, nu știu dacă o să mor și nu cumva o să mă găsească după o săptămână sau două, că n-am pe nimeni, sunt cam singur și nu știu cine o să mă îngroape. Asta e o problemă pentru ei. Dar sunt copii, cum l-ați văzut și pe a mea, îi trebuie un microfon. Îi trebuie o jucărie. Și asta e o mare problemă și un mare necaz. Sau cum era în Austria, am întâlnit un caz, ieșeau și să plece la școală și vecinul avea un câine cam fioros. Și era o problemă pentru ei, pentru că așa se repeze câinele ăsta pe gard și așa îi necăjea și îi speria pe copii încât ei nu mai știau ce să facă. Și au mers la părinți și au întrebat, tată, mamă, dacă ne rugăm, Dumnezeu ne ascultă? Păi sigur că vă ascultă. Și au început să se roage copiii să facă Dumnezeu ceva cu câinele vecinului. Și într-o zi au venit bucuroși. Mamă, tată, zice, au murit câinele. Au murit câinele. Băi, tăceți, mă, să nu ne dea cumva în, în vileag ceva și să ne ceară vecinul despăgubiri, că atunci nu-i bine. Tăceți, tăceți. Dar lui ascultat a ascultat Dumnezeu. I-a ascultat. Sunt tineri care au probleme în alegerea unei profesii, în alegerea partenerului de căsătorie, că nu-i lucru simplu să locuiești în țară cu un ghimpe, în, în casă cu un ghimpe sau cu un spin, sau să ai o cunună, cum spune cartea proverbelor. Nu-i lucru simplu. Și aici Domnul Hristos are soluții pentru fiecare dintre noi. Doamne cercetează-ne! Dar haideți să mergem înaintea celui care are credința adevărată, credința aceea care ridică morții din sicriu. Vreau să vă spun aici chiar o întâmplare, fratele Nică, e de la voi, din Deva, din zonă de aici, dar în satul de unde e sora Nuțica s-a întâmplat odată o minune, o minune echivalentă, pot să zic, o minune asta, a fost o minune a lui Dumnezeu. Fratele Pătru, care trăiește și acum așa 96, 97 de ani, nu știu care mult, aproape că 300, omul ăsta, la un moment dat, a fost casa lui vizitată de solul morții și soția lui pe care o iubea a plecat la Domnul. A rămas văduv cu trei copii, necăjit, amărât, lovit, bătut de soartă, plângea mereu, trebuia să meargă și la serviciu, trebuia pe copii să-i lase cu neamurile, să-i îngrijească. Mai venea, le mai făcea mâncare, mai spăla, dar era foarte, foarte, foarte încercat omul acesta, foarte necăjit, foarte disperat. La un moment dat, omul ăsta a intrat înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, te rog frumos, fă cumva și dăruiește-mi un ajutor potrivit, că nu mai rezist. E așa de greu să cresc și copii, să am și serviciu, și te rog frumos, ascultă-mă. N-a trecut mult timp, și în casa lui, acolo în Luncani, intră un frate de la Triteni. Era fratele Rafai, era un om al lui Dumnezeu, era păstor și avea și descoperiri din partea Domnului, și intră în casa lui și spune așa: Domnul m-a trimis să zic următorul mesaj. Mâine vei pleca și îți vei cunoaște soția pe care Dumnezeu ți-o va dărui. O mamă la copii. Frate, dar unde voi pleca? Nu știu. Vedeți altădată cum se trata de serios lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Domnul mie nu mi-a vorbit, eu nu pot să zic o direcție sau alta. Unii dintre noi mai dau interpretări și acolo să știți că greșesc foarte, foarte, foarte tare. Dar omul ăsta a fost cu frică de Dumnezeu și a zis, Domnul te va călăuzi. Eu atât am primit, atât am vorbit. Ei, ce s-a întâmplat, cum a fost ziua de mâine, fratele Pătru se scoală, își ia copiii, îi duce iarăși la cineva să îi îngrijească, mai termină ce mai are de făcut pe acasă și iese în șosea. A început și a zis așa, Doamne, dacă tu mi-ai zis că trebuie să plec, eu plec. Dar te rog frumos că lăuzește-mă și uite ce semn pun și eu înaintea ta. Gedeon a pus semne, alții au pus semne, eu vreau și eu să pun un semn astăzi înaintea ta. O să fac cu mâna la mașină care merge către Cluj, dacă vine din partea opusă care merge spre Târgu Mureș, trec repede șoseaua, fac cu mâna, cine oprește și mă ia, acolo unde merge șoferul, acolo tu o să mă călăuzești. Și așa a vorbit și vorbea el cu Dumnezeu. Și la un moment da dar târziu, a stat foarte mult acolo, foarte mult a stat. Ori, atunci, oricum, circulau mașinile tare greu. Și târziu, 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 vine unul cu o mașină, se oprește, bună seara, era aproape deja înserat. Unde mergeți? Unde te duci dumneata? Păi, eu mă duc la câmpia Turzi, Ok, du la câmpia Turzi Și l-a dus. A ajuns la câmpia Turzii în zona autogării. Era ultima cursă, cum spuneau, e ultima autobuz care ieșea din autogară și pleca. Unde? Spre Iacoben. Scria Iacoben. Iacoben lângă frata. În zona Pahida, cei care știți, șoferii. Și a făcut repede cu mâna la așa, oprește, urcă, merge și el la Iacobeni. Era ultimul autobuz din autogară. Întreabă de oameni, măi, acolo în Iacobeni sunt pocăiți? Da, da, zice, sunt. Și îl întreabă pe unul, tu știi unde stă conducătorul pocăiților? Știu, te duc, te duc la el. Ajunge în Iacobeni, în vârful dealului, că așa se oprea atunci, a coboară în sat și e condus până la ușa, până la poarta acelui om al lui Dumnezeu. Merge și bate la ușă. Și când bate la ușă, se aude vocea dinăuntru. Intră, soția ta e pregătită. Ăsta a început să plângă. Ce Dumnezeu mă cunoaște, Dumnezeu mă vede, Dumnezeu știe totul. Atât a fost de bucuros și a intrat. Și a explicat fratele. Zice, ieri a venit la mine la rugăciune o fată pe care noi o avem aici în biserică, fata nu e căsătorită, e un pic mai trecută cu vârsta, e aproape de vârsta dumitale, zice, și Domnul i-a vorbit că o să vină pentru ea un om încercat, un om cu probleme și ea va trebui să fie mamă la niște orfani. Zice, ea a acceptat lucrarea lui Dumnezeu și acum așteaptă. Ei, sau au căsătorit, a lucrat Domnul minunat, și la un moment dat, sora asta a zis, Doamne, eu i-am îngrijit pe cei trei orfani, dar îmi trebuie și mie să-mi dăruiești, o poveste lungă și frumoasă, și mie să-mi dăruiești un copil. Și prin făgăduință, la anul pe vremea asta, cum a fost în viața lui Avram și a Sarei, la anul pe vremea asta vei avea un prunc de parte bărbătească. S-a născut copilul lor la anul pe vremea asta. Dar sora s-a îmbolnăvit. Era cu mamă la patru copii, s-a îmbolnăvit grav, și-a dus-o tot mai greu și tot mai greu și tot mai greu. Și fratele Pătru se ruga. La un moment dat a început să plângă și a zis, Doamne, te rog frumos, nu-mi lua și pe soția asta, mi a mai luat odată soția, n-aș vrea să mai trec prin durerea asta, te rog frumos, Doamne, ce mă fac cu patru orfani de data asta? Și se târguia cu Dumnezeu. La un moment dat a observat că femeia respiră tot mai greu și tot mai greu și a alergat la conducătorul de atunci al bisericii și la soția lui care era vas de lucru. Ei trăiesc și acum și Domnul îi folosește. Veniți repede că moare nevasta. Au fugit acasă la el. A început o rugăciune. Femeia deja nu mai respira, Picioarele, spunea fiul ei cu care am discutat și care mi-au relatat Zice, picioarele erau reci, răceala a urcat până la inimă Tot trupul era rece și nu mai respira mama Și nu mai avea puls Zice, deci era moartă În timpul rugăciunii iese o lucrare dată prin Duhul Sfânt Și vorbește Domnul în felul următor Și vedeți ce frumos este ca unul dacă-i proroc el să vorbească ce-i dă Domnul, dar să pună Domnul lângă el, pe unul care are darul credinței. Vorbim de credință. Sora a început să prorocească, prorocița, slujitoarea Domnului, vasul de lucru. Și a zis în felul următor, nu mai plângeți și nu, mai, nu vă mai tânguiți. Eu sunt Domnul care am putere să iau viața și am putere să poruncesc Duhului de viață să vină înapoi. Fratele, soțul ei, când a auzit lucrarea, încurajat de cuvântul lui Dumnezeu, care a venit direct de la Dumnezeu din cer, a strigat odată și a zis așa, Duhule de viață, vino și intră în femeia asta ca să se ridice de pe pat. La clipeală fraților, mărturisea fiul ei care a fost de față. La clipeală a intrat ca un curent electric în mama lui. A sărit din pat și a fost vindecată și înviată în numele lui Isus. Fraților și surori, Dumnezeu lucrează și astăzi. Învierile și minunile nu sunt povești din Biblie, sunt realități lucrate de Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Și atunci, dacă Dumnezeu înviază morții, Oare nu poate să rezolve problema ta pe care tu o vezi așa de mare, așa de grea? Ba da, poate, pentru că El este Dumnezeul rezolvărilor minunate. Lăudați să fie numele Lui. Amin. Ne uităm la cele trei lucruri de aici. Le-am lăsat în adins ca să vă fac curioși un pic. Primul lucru este închinarea credinței. Ca să ai o credință autentică, trebuie să ai o credință închinătoare, o credință care se închină. Al doilea lucru, extras tot de aici, încercarea credinței. Să știți că nu există credință care să nu fie încercată. Al treilea lucru, biruința finală a credinței. Sunt lucruri simple, să știți, dar de mare efect înaintea lui Dumnezeu. Odată închinarea credinței, uite, un om credincios, un om care are credință, participă la închinare înaintea lui Dumnezeu cu tot ceea ce este el. Aleargă omul ăsta bătrân. Nu conta că era fruntaș al sinagogii. Funcția lui a trebuit să fie pusă la picioarele lui Hristos. Nu contează că ești medic, că ești ministru, că ești avocat, că ești măturător de stradă, dacă-i cazul. Nu contează. Orice funcție, orice poziție în societate, tu trebuie să o pui la picioarele lui Hristos, acolo jos. Acolo jos ia ia formă floarea credinței, floarea e adevărată. Acolo jos ia formă puterea aceea care ridică morții din sicrie, din morminte, pentru că acolo jos în zmerenie, acolo lucrează Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne. Asta s-a întâmplat aici. Credința omului este, a participat la închinare, a participat și a fost activ. Era fruntaș, spune versetul 41. ajuns în fața lui Hristos și s-a aruncat cu fața la pământ. Funcția nu conta, ființa lui nu mai conta, s-a aruncat cu fața la pământ, așa cum cei din Apocalipsa, cei 24 de bătrâni, se aruncă și și aruncă cu unile de pe cap și mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că toată slava, toată gloria, toată onoarea este a lui Hristos și atât. A noastră e numai supunerea și zmerenia. Domnul să ne ajute la asta. Îl vedem pe omul ăsta în închinare. Funcția nu mai contează, ființa lui nu mai contează, dar contează ceva, fraților și surori. Contează rugăciunea, rugăciunea. Nu mă mai uit că cine sunt eu, că ce sunt eu, că unde sunt eu. Eu, eu, eu trebuie să dispară. Acolo apare marele soare al neprihănirii Iisus Hristos Domnul și în fața Lui nu poți să faci altceva decât să spui te rog frumos, Doamne, te rog frumos, Doamne și Domnul începe să te asculte, să te audă. S-a aruncat la picioarele lui Isus, spune versetul 41, și l-a rugat să vină până la el acasă. Vedeți, rugăciunea asta are respect, l-a rugat. Este stăruitoare, spune Marcu, o rugăciune, o rugăminte stăruitoare. Și apoi este o rugăciune a credinței. Matei a surprins să știți lucrul acesta. De aceea, cei trei evangeliști, Matei, Marcu și Luca, se completează, se completează. Fiecare aduce câte un element care ne-l arată pe Hristos, poate un pic diferit, dar în plenitudinea puterii Lui. Rugăciunea are respect, este stăruitoare și este o rugăciune a credinței. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat. Minunat, minunat. Versetul 42 spune problema lui. Avea o singură copilă, avea vreo 12 ani și trăgea să moară. Și știți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Iisus a plecat cu el. Iisus a plecat cu el. La problema ta, la nevoia ta, la necazul tău, Isus vrea să se implice, Isus vrea să vină cu tine și să o rezolvați problema aia împreună. El rezolvă 99% din problemă, tu trebuie să-ți faci partea ta. Dacă ai examene la școală, învață, du-te de examenele, Domnul te ajută, dacă stai acasă, nu o să ai examenele niciodată. Dacă ai altă problemă, cere lui Dumnezeu înțelepciune și putere să rezolvi partea ta și Dumnezeu își va face partea lui. S-a dus aici omul ăsta, s-a rugat, s-a aruncat la picioarele lui Hristos și a zis, vină cu mine. Și vedeți, iarăși aici e o curiozitate, o ciudățenie a textului și a vieții lui Hristos. Hristos de multe ori, ca să-și arate slava, să fie slava lui mai mare, că oricum e slava lui infinită, dar în ochii noștri să ni se arate mai slăvit, mai măreț. Ce este mai ușor? Să te duci să vindeci o fetiță de vreo 12 ani care stă pe pat sau să o ridici din morți? Vă dați seama, în momentul când moartea intră, Sângele nu mai alimentează celulele. Începe o dezintegrare. Celulele se depărtează una de cealaltă. Nu mai circulă absolut nimic, 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 niciun nerv, nu mai funcționează nimic. Creierul mort, inima moartă, trupul mort, tot, tot, tot rece. Și să vină cineva și să pună uzina asta, care e trupul omenesc, să o pună iar în funcțiune, e foarte greu. Asta numai Dumnezeu mai poate să facă așa ceva. Oamenii nu pot, să știți, oamenii nu pot. Nu pot. Și nici diavolul nu poate. Dar Dumnezeu poate. Dumnezeu poate. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Și ne uităm aici, fraților, închinarea credinței cu tot ce era. Știți ce a însemnat închinarea credinței pe lângă că funcția lui? Sap sap prăbușit în fața lui, ființa lui, la picioarele lui Hristos și începe rugăciunea aceea. Chiar dacă nu-l înțelegea pe Hristos, băi, de ce se oprește Domnul, mă? Uite, acum se oprește, mă. Fetița mea e aproape pe moarte E un caz de urgență Noi sunăm la 112 să vină salvarea Și ne supărăm Băi, E caz deja de, de secunde, de minute Și poate moare Și să vină odată salvarea Cam așa era aici Omul ăsta probabil își freca mâinile Nu știa ce să facă Hai să vină Iisus mai repede Și la un moment dat Iisus se oprește Și Iisus se uită în jur Și spune cine s-a atins de mine și trebuie să se clarifice situația. Și omul ăsta e tot mai, mai tensionat, pentru că imediat a venit cineva și a spus ceva. Dar vedeți, credința care se închină, se închină lui Dumnezeu chiar și atunci când nu îl înțelege pe Dumnezeu. Credința adevărată spune, da, Doamne, Tu știi mai bine, Tu știi cel mai bine, mă supun înaintea Ta. Fă cum vrei, Asta e credința adevărată, o abandonare totală în mâinile lui Hristos. Și omul ăsta se închină, spuneam, cu funcția lui, cu ființa lui, cu rugăciunea lui și chiar cu gândurile lui. Nu-l înțelegea, dar se închina. Și vine partea a doua. Pasul 2. Încercarea credinței. Sunt cel puțin aici trei tipuri de oameni care vin. Și îl încearcă pe omul ăsta, și Hristos a trebuit să fie lângă el, să-i țină spatele, să-i țină umărul, să se sprijine, că altfel se clătina. Apare prima categorie de oameni care contribuie, să știți, și la încercarea credinței noastre. Și prima categorie de oameni, deja din 24 februarie de atunci încoace, ne cam dă mult, mult, mult de furcă multora. Știriștii, știriștii. Ăștia cu știrile. Versetul 49. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și spune, Fica ta a murit, nu o mai deranja pe învățătorul, lasă-l, dă pace. O știre, o știre. Și a fost gata. A văzut Hristos în momentul acela că omul începe să se clatine. Și a trebuit să înceapă să vorbească. Nu te teme! Crede numai! Doamne, cercetează-ne! Fraților și surori, Dumnezeu în providența Lui, să știți, o să auziți, acolo în Ucraina și în alte părți, după ce o să se termine, că orice război are final, orice război are final, războiul nostru cu firea pământească, ăsta nu are final numai la moarte, dar orice război pământesc are un final. O să auziți și o să auzim cu toții Izbăviri miraculoase ale Lui Dumnezeu din mijlocul războiului. Pentru că Dumnezeu atunci când apare o criză, când apare un război, când apare ceva, Dumnezeu își arată slava. Dumnezeu le vorbește oamenilor ca și fruntașului sinagogii. Nu te teme, crede numai! La noi în Cluj era fratele genul Mocanu, trăia încă acum câțiva ani când am povestit cu el. Era ca o enciclopedie Știa Biblia din scorță în scorță, foarte, un om al Bibliei, un om dedicat Bibliei. A plecat la Domnul la 92-93 de ani. Omul ăsta ne povestea că în al doilea război mondial, la un moment dat a fost urmărit de niște ofițeri călare pe cai și ăștia vroiau să-l împuște. Și el a luat-o la fugă pe o câmpie, ăștia l-au văzut de undeva de la o distanță și au luat-o cu cai să-l prindă. El a văzut o șură veche și a fugit și s-a dăpostit în podul șurii. Și se rugat Doamne, dacă mai ai plan cu mine, te rog frumos, fă ceva, fă ceva, fă ceva. Și spunea el, îi cum vorbesc între ei și spunea așa, haideți să mitraliem podul, tragem cu mitralierele și apoi oriunde s-ar ascunde, noi îl lichidăm, că mergem așa din aproape în aproape și mitraliem tot, 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 tot și plecăm. Asta vorbeau ei și el tremurând aștepta deznodământul. S-a întâmplat la clipea la ochiul lui, la și în acelei construcții vechi și dărăpănate, nu știu cum. Se afla o pisică. Pisica asta la un moment dat se dezechilibrează sau sare, Dumnezeu a trimis o trimis acolo și cade pe botul unui cal. Calul se sperie, sare în două picioare, o ia la fugă, celălalt se sperie, celălalt scai, o iau la fugă, ofițerii nu mai pot să-i oprească, caii fugă, îi duc în pădure, fratele coboară liniștit de acolo și fuge și se ascunde. Și nu l au mai găsit. I-a dat Dumnezeu o izbăvire minunată, miraculoasă. Am întâlnit și să știți că mi-a plăcut și îmi place mult să mă duc la frații bătrâni, pentru că am găsit... În ei un, un filon al credinței pierdut de mulți și gustul la bun al pocăinței de pe vremuri. Și mă duceam, când eram student, luam uh, ocazie, n-aveam mașină, eram așa cum eram, dar mă duceam cu ocazia, făceam cu mâna la mașini, opreau și mă duceam Mă duceam la oamenii lui Dumnezeu. Așa am ajuns în Fodora la fratele Victor Miclea, la un om al lui Dumnezeu, la un proroc al Domnului, prin care Domnul în simplitatea Lui a dat să știți niște dezlegări și niște tălmăciri și niște lucruri extraordinare la multe probleme încurcate. Și omul ăsta îmi povestea, zice, eu eram tânăr și am avut o prorocie printr-un frate bătrân care a plecat la Domnul. Ascultă tânărule, să știi că se va începe un război. Tu vei pleca pe front, vei vedea moartea în față, dar vei veni acasă și vei trăi până la adânci bătrâneți. El a murit la 87 de ani, aproape 90 de ani a avut. Și a împlinit Domnul promisiune. Dar știți ce povestea el? Stăteam de multe ori și spunea, mai zi-mi odată că sunt curios. Zice, mergeam cu un tren undeva prin Polonia, un tren plin de soldați, plin de militari, și s-a auzit deodată cum încep să sune avioanele inamicului și au venit. Și zice, din avioane cu mitralierele, dăi, 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 au început să secere acolo, au ieșit soldații din tren, au început să fugă pe acolo să adăpostească prin niște tufe. Nu, nu avea nimeni nicio șansă. Pe toți, pe toți, pe toți, pe toți i-au omorât. Fratele Victor a sărit și el undeva în baltă și a stat acolo pe burtă, și-o sta liniștit, zice, frate, exact cum te duci la croitor și îți bagă acu' așa în capătul țesăturii a pânzei și o cosă, Deci așa erau eu. Dar zice, de mine nici măcar o zgârietură de glonț nu s-a atins. Nimic, nimic. Glonțele în jur, eu am omorât pe toți. Eu am rămas singurul viu, singurul în viață pentru că Dumnezeu mi-a pro mi promis într-o zi prin omul lui și-am știut asta. Și când m-am dus și m-am întâlnit cu colegii mei români acolo pe front și m-au întrebat cine e și de unde vii, le-am zis numele, m-am legitimat și le-am zis eu vin de la moarte, am văzut moartea în față și Dumnezeu mi-a salvat viața. Asta s-a întâmplat atunci, fraților. Și e psalmul 91, să știți, psalmul 91 are valabilitate și astăzi. Și luați-l și cei care aveți probleme cu știrile astea, cu știriștii ăștia, Luați psalmul 91 și citiți-l de 10, de 100, de 500 de ori Până intră Dumnezeu cu credință în inima voastră, în inima noastră Și atunci o să vedeți ce biruință ne dăruiește Dumnezeu Slăviți să fie Domnul Amin. Încercarea credinței Vine omul cu știrile, nu mai deranja Fata e mortă, s-a terminat cu ea și merge mai departe. Hristos îl întărește, dar merge mai departe. Și imediat ce ajunge acasă la el, omul ăsta, vă dați seama, îi întâlnește pe plângăcioși, plângăcioși. Versetul 52. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus le-a zis, măi, nu plângeți, că fetița n-a murit, ci doarme. Atâția sunt și astăzi, să știți, atâția sunt care numai se plâng și am întâlnit, să știți, și de acolo, din zona frontului, nu li lor un pic rușine de Dumnezeu să pocăiască. Oameni din biserică, trimiteți-ne aici, ca așa, 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 așa și dau număr de cont și se îmbogățesc acum, în timpul războiului. Unii, 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 nu toți. Și bine să trimitem, că poate mai dau și la alții, și sigur mai dau, dar își iau și lor. Se plâng, Uite aici, pe ăștia plângeau, oboceau, biata de ea, poate au venit și bocitori de ea care știau să pună versuri și să pună rime acolo. Și toți plângeau, oboceau. Hristos Domnul zice, stop! Acum nu-i vremea de plâns, acum e vremea minunilor, stați liniștiți! Și imediat se schimbă placa și apare a treia, a treia categorie de oameni, bagiocoritorii, Versetul 53. Ei își băteau joc de el, că știau că murise. Tu ce știi? Eu ce știu? Știi că problema ta nu se mai poate rezolva? Știi că acolo unde vezi tu și unde toți oamenii zic nu se poate, nu se poate, nu se poate, și unde toți oamenii își bat joc de tine și spun vai de tine, nu o să se mai rezolve niciodată problema ta, acolo Hristos Domnul are putere de rezolvare, frate. Doamne, cercetează-ne! Și e deja al treilea pas al credinței care ridică morții. Primul, spuneam, închinarea credinței și participă omul cu funcția lui, cu ființa lui, cu rugăciunea și cu gândurile lui. Are loc închinarea, în încercarea credinței. Și apar aici ăștia cu știrile, apar cei care plâng și apar bagiocoritorii. bagiocoritorii. Aici vreau să vă zic, mi-au venit în minte... Să știți că la bătrân Dumnezeu le-a dat multă înțelepciune, dar direct, așa, prin Duhul Sfânt. Era un frate din județul Bistri, s-a călătorea cu trenul și se întâlnește pe tren cu unul care avea nu știu câte facultăți. Și bătrânul citea în Biblie și eu oh, zice... Uh, Biblia, cartea asta pe care dumneata o citești, e o adunătură așa de mituri și de legende și te rog să o lași deoparte, că Bătrânul citea în continuare, dar la un moment dat au apărut discuții acolo. Și oamenii din compartiment eu au zis pocăitului bătrânului, spune și dumneata ceva, că uite ce zice omul ăsta. Omul vorbea cu aceste cuvinte, nu există Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Și tot asta zice, nu există Dumnezeu. Și zice, domnule, eu zis bătrânul un, într-un târziu, Numele dumitale e scris în Biblie. Dar fiindcă eu n-am făcut atâta școală cât ai dumneata, îți dau Biblia mea și aș vrea să-ți citești numele tău din Biblie. Ești de acord? Ești de acord. Eu nu s-au gândit. Vă dați seama, o confuzie a fost în capul lui. El s-a gândea că poate scrie în Biblie Popescu, cu Nicolae sau cum îl chema, nu știu. Dar îi dă fratele Biblia și zice, ia citește de aici. Psalmul 14 cu 1, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, zice oprește-te, cine zice? Nebunul, nu, este un nebun omule, zice uite cum îl zice Biblia, A rămas omul, nu mai știu ce să vorbească. Când s-au liniștit râsurile și râsetele din vagon din de acolo, se apropie de bătrân și zice, auzi domnule, așa mai umilit, eu sunt judecător în Timișoara, zice, dar nimeni nu mi o zis ce mi-ai spus dumneata. Și era și pe timpul lui Ceaușescu. Zice, uite, aici ai numărul meu, aici e cartea mea de vizită. Dacă vii prin Timișoara, te rog să vii la mine, că vreau să mai stăm de vorbă. Eu câștigat inima. În zona Radului a fost iar o, o, discuție. Ca să vedeți cum vine Duhul Sfânt și la bagiocoritorii ăștia și la plângăcioși, și la ăștia cu știrile, care nu-s până la urmă. Le dă Domnul replici în zona Radului, iar omers unul cu capul mare la un bătrân, la un frate, la un om al lui Dumnezeu. Zice, auzi, Dumnezeu, unde locuiește? Păi zice, în cerurile cerurilor, dar îi prezent pe pământ. Dar sigur, zice fratele, îi prezent peste tot, pretutindeni. Păi mă, omule, mă, voi vă contraziceți. Dacă Dumnezeu e prezent pretutindeni, atunci diavolul unde-i mă? Stă fratele, Doamne, ce să-i spun, ce replică să-i dau? Auzi, dumneata, crezi în Dumnezeu, zice nu, diavolul e în tine, în tine e diavolul. Asta e o replică. La bagiocoritori, le dă Dumnezeu un căpăstru, ca la măgar și ca, ca la catâr. Pentru că așa spune Biblia. Aici Domnul i-a dat niște replici, dar ei își băteau joc că știau ei ceva. Erau ei doxă și știau ei ceva. Dar versetul 54 deja ne spune despre biruința credinței. Odată, ca Domnul să lucreze prin credință și să biruiască credința, toți oamenii care nu cred trebuie scoși afară. Dar mai ușor să iasă necredința din inimile noastre decât să ieșim noi dintr-o biserică, nu? Dar aici așa a operat Domnul Hristos. A zis, trebuie să iasă toți afară. E primul pas al biruinței credinței și au ieșit afară. Acum, versetul 51 spune o chestiune așa de detaliu. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el decât pe Petru, Iacov și Ioan, pe tatăl și mama fetei. De ce n-a luat Hristos Domnul pe toți cei 12? De ce l-a luat numai pe trei? De ce l-a lăsat numai pe tata și pe mama? De ce nu a acceptat să vină și mătușa și unchiul? Odată. Hristos Domnul când a făcut minuni, multe din minunile lui le-a făcut undeva discret. N-a vrut să-i să facă publicitate, asta e o parte. Dar a doua parte, orice lucru trebuia să fie bazat pe mărturia a doi sau trei martori. Din partea lui Hristos au fost trei martori de încredere, priviți ca stâlpi până la urmă în biserica primară, Petru, Iacov și Ioan. Din partea fetei au fost tot trei martori, tata, mama și fetița, pe ea o pusă Domnul la socoteală, măcar că toți o considerau moartă. Trei martori de aici, trei martori de aici. Și intră Hristos în casa lui Air. O apucă pe fata asta de mână și strigă cu glas tare, fetițo, scoală-te, așa cum mama te scoală când ești copil, hai mă, du-te la școală, că deja întârzi. Cam ajuns, o strigat-o Hristos, domnule, el știa că duhul fetei e în ea și a strigat o fetiță o scoală -te, și Dumnezeu, Hristos Domnul a apucat-o de mână și spune versetul 55 și Duhul ei s-a întors în ea iar fata s-a sculat numai decât și mai este aici un amănunt Iisus a poruncit să-i dea să mănânce frate și soră Iubit ascultător, dacă Domnul Hristos face în viața ta o minune, nu uita, minunea asta trebuie hrănită. Cum poți să hrănești minunea? Citind în Biblie. Dumnezeu a rânduit ca oamenii pe pământ să își perpetueze viața și să o păstreze, hrănindu-se. Oamenii ăștia ar fi putut să o ia pe fetiță și să o pună ca la muzeu, ca un bibelou, Haideți, uitați-vă, priviți, 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 uite așa, uite așa, uite așa. Hristos Domnul putea să o întărească în așa fel încât să nu mai aibă nevoie de mâncare o săptămână. Dar nu, nu, nu. Hristos Domnul a zis, eu mi-am făcut partea, eu am înviat-o. Faceți-vă și voi partea, dați de mâncare. Fraților și surori, dacă Dumnezeu face în viața noastră o minune, minunea aceea trebuie hrănită. Să cântăm, să ne rugăm, să citim în Biblie și minunea asta, focul acela pe care Domnul lasă, trebuie întreținut. Părinții au rămas uimiți, spune versetul 56. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Vedeți aici zmerenia lui Hristos. Hristos acceptă să fie răstignit în fața unei lumi întregi, dar când face minuni, el spune, astea nu trebuie publicate. Și acesta este aviz, să știți, pentru mulți din vremea noastră care merg și sub numele Lui Dumnezeu, își iau slava Lui Dumnezeu și și-o dau ei, ei lor. Fraților, am fost acolo, am prorocit așa, o ieșit așa, bolnav o sărit. Și își face publicitate. El zice la urmă, slăvit să fie Dumnezeu. Da un pic de slavă totuși, ia și el. La noi, la biserică, a fost odată, eu m-am născut și am crescut până la 14 ani în Câmpia Turzii, după ce am plecat la Cluj, a fost odată un frate mare, ziceam noi, și în orice caz, un om al lui Dumnezeu. Dar păstorul fratele ci așa l-a lăudat și a zis, e păi președinte de filială. Poate într-o zi o să fie președintele cultului. Și atâta l-au lăudat și nu i-a plăcut la fratele. S-au ridicat și au zis, să sunt roba lui Dumnezeu, un om netrebnic, nu vă uitați după titluri. Fratele zice, m-au lăudat că așa e felul lui, dar nu-mi place așa. Și la final am mers la fratele Cia și am zis, frate Cia, uite că ți-o dat o replică, trebuie să te pocăiești. Zice, nu mă, cum nu? Zice, cu el s-a întâmplat cum o zis cineva. Zice, s-a rugat și a zis, Doamne, iartă-l pe fratele că m-a lăudat și iartă-mă pe mine că mi-a plăcut. Vedeți, cam așa se întâmplă. Domnul Hristos nu umbla după publicitate și după plăcerile astea, ale laudei de sine. Nu, nu, nu. El a fugit de lucrurile astea. Și aici observăm credința care ridică morții. O credință care se închină, spuneam, funcția, ființa, rugăciunea, gândurile, tot, tot, tot. O credință încercată, vin știriști, vin bagiocoritori, vin plângăcioși și nu contează. Dar până la urmă o credință biruitoare, o credință care scoate necredința afară, oamenii necredincioși trebuie să plece, o credință cu martori, pot să dovedești, poți să demonstrezi, dacă ai auzit ceva, du-te, domnule, la sursă și verifică. La noi în Albini a fost odată un om, un frate, la noi în Cluj, care a fost adus pe căruți cu rotile și l-au luat pe sus și l-au adus în față și l-au pus pe podium și ăsta era o log. Și când fratele Iacob Șumandia și cu fratele Vere și au făcut ungeri a numele lui Hristos, omul ăla a sărit deodată în picioare și sărea, sărea ca o minge s-au dus la el și au zis, măi, ce faci, de ce tot sari? El uitase că picioarele lui sunt inerte, că sca și cârpele, el uitase, el nu știa. El ceea ce știa, zice, văd sub picioarele mele un cuptor aprins și sari, zice, că Mardie! margie, el a uitat că nu are picioare. Și Dumnezeu l-a vindecat. Și și-a lăsat cârjele în albini și erau agățate în spatele amvonului. Până au venit autoritățile comuniste și au zis, scoateți-le de acolo, că vă faceți reclamă. Nu, 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 noi nu făceam reclamă la om, noi făceam reclamă lui Dumnezeu. Noi chemam pe oameni la Dumnezeu. Dar vedeți, se fac minuni. Și știți ce mi au plăcut? Fratele Sucală, unii îl mai știți, un bătrân, un om al lui Dumnezeu, mai trăiește încă în Sălicea. Fratele Sucală a zis, nu-i nimic. Eu mă duc până acolo în Moldova, unde trăiește Petrică și zice, mă duc să-l întreb, să-mi arate certificate, să văd de la doctor ce s-a întâmplat, cum era o log. Și să-l văd cum umblă Domnule și numai atunci cred. Dumnezeu să știți că nu se supără dacă noi verificăm. Aici așa s-a întâmplat. A intrat credința, a biruit credința, a ieșit necredința afară, au fost martori. Și lucrurile astea se pot dovedi, se pot certificat, apoi Domnul Hristos o ia de mână pe fată și asta e atingerea până la urmă, atingerea vindecătoare și apoi zice, uite, partea mea mi-am făcut-o, i-am dat drumul la centrala aia dinăuntru ca să pulseze iară viață partea voastră este să o hrăniți, dați-i să mănânce și mai aveți o parte nu ziceți la nimeni nimic eu vreau să rămână în anonimat, ăștia oamenii lui Dumnezeu să știți am întâlnit într-o zi, și vreau cu asta chiar să închei, am întâlnit un frate care mi-a povestit și m-a marcat foarte tare ce mi-a zis. Zice, tata meu era trimis de Domnul și noi nu știam, noi copii unde merge tata. Mergea pe trei zile, pe o săptămână, venea înapoi, zice, m-a trimis Domnul. Dar atât, nu ne zicea nimic. Și zice, când m-am dus eu în armată, am ajuns undeva pe la Bacău și când mi-au auzit oamenii numele, o ciulit urechile în biserică. Băi, zice, nu cumva ești neam cu unul așa și așa, așa și care arăta așa? Zice, ba da, a fost tatăl meu, a plecat la Domnul. Zice, a venit la noi aici în zonă, a stat trei zile în post și rugăciune, s-a rugat pentru un demonizat și Dumnezeu l-a eliberat. Zice, m-am dus, spunea el, în altă parte. Iar, mi a auzit numele, auzi, nu cumva așa, așa, ba da, tata. O fost la noi, era un copil bolnav cu problema cu tare, o boală incurabilă, s-a rugat, Dumnezeu l-a vindecat. Ăștia oamenii adevărați al lui Dumnezeu care seamănă cu Hristos. Nu-și fac publicitate, nu strigă și nu se laudă și nu se bat în piept și tot mai puțin să rugăm pe Domnul Secerișului să scoată lucrător la Secerișul lui. Amin.